Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva prezintă un alt exponat virtual. Acesta este o publicație aflată în patrimoniul Bibliotecii Documentare a Muzeului și este prezentată de către Ștefan Viorel Pap, bibliotecar la secția de istorie și artă a instituției muzeale. Este vorba despre publicația serială cu titlul Revista învățătorilor și învățătoarelor din județul Hunedoara, având subtitlul Săptămânală enciclopedică, organ oficial al revizoratului școlar Deva, pentru primul an al apariției. Așa cum rezultă din articolul revizorului școlar al județului Hunedoara, Vasile Anastasiu, chemarea către toți membrii corpului didactic primar și prietenii școalei, publicat pe prima pagină a primului număr, prin apariția acestei reviste se urmărea ridicarea nivelului învățământului primar din județ, prin punerea la dispoziția corpului didactic a unor informații utile în procesul de învățământ din diferite domenii, precum și ordine circulare care reglementau învățământul primar sau priveau activitatea și situația socială a învățătorilor. A apărut la Deva pe parcursul a 2 ani școlari succesivi. A fost tipărită la tipografia județeană, avându-l ca director pe Vasile Anastasiu. Primul număr a apărut la 1 septembrie 1927, iar ultimul, numărul 52, în august 1928. Fiecare număr al revistei conține două părți. O parte este destinată unor articole cu tematică diversă, iar partea a doua cuprindea legislația ce reglementa învățământul primar având titlul Partea oficială.